Potrivit datelor Direcției pentru Agricultură Galați și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, a fost afectată o suprafață de aproape 160.000 de hectare de teren agricol, reprezentând 55% din suprafața arabilă a județului. În funcție de culturi, suprafețele cele mai afectate sunt grâu 30.500 hectare, porumb 60.000 de hectare, floarea soarelui 40.000 de hectare, rapiță 2.600 hectare, lucernă 4.600 hectare, pășune 5.600 hectare, ors și orzoaică 6.000 de hectare. În total, 11.208 producători agricole au solicitat întocmirea de procese verbale pentru constatarea pagubelor, număr la care se adaugă 406 solicitanți persoane juridice, reprezentând 3,5% din totalul producătorilor agricoli, care lucrează o suprafață de aproximativ 42% din totalul terenurilor afectate. Deocamdată, reprezentanții Direcției pentru Agricultură Galați nu pot preciza la ce sumă se ridică pagubele agricultorilor din județ. Fermierii afectați vor primi despăgubiri de la Ministerul Agriculturii cu respectarea unor condiții. Se vor acorda aceste ajutoare pentru un număr de 9 culturi, și anume porumboabe, floarea soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreți, pășune și fâneață. Condițiile de acordare a acestui ajutor sunt următoarele. Producătorii persoane fizice trebuie să dețină atestat de producător. Toți producătorii trebuie să dețină procese verbale de constatare a pagubelor care să conțină un procent de calamitare de peste 30%. Iar producătorii agricoli trebuie să fie înregistrați în evidențele APIA cu cererea unică de plată pe 2015. Așadar, cererile se depun la APIA cu data limită 30 noiembrie. Cererile și documentația se pot depune la sediul APIA până pe data de 30 noiembrie. Ceea ce ar putea evita pe viitor pagubele provocate de seceta extremă este adoptarea unei strategii de reparare și repunere în funcțiune a sistemelor de irigații. Salutăm adoptarea legii irigațiilor, o măsură atât de necesară pentru viitorul agriculturii românești. Trebuie să ne punctăm la acest capitol că este nevoie și de efectuarea unei analize aprofundate în ceea ce privește impactul prețului energiei electrice folosite pentru acționarea instalațiilor de pompare, cu fixarea unui preț stabil pe o perioadă cât mai lungă de timp, în vederea stimulării investițiilor în rețelele secundare și cu luarea în calcul a situației speciale pe care o reprezintă aducerea apei la cotele de nivel specifice terase Covurluiului. Vorbim aici de comune precum Cuca, Cudalbi, Foltești, Frumușița, Matca, Măstăcani, Pechea, Rediu, Scânteiești, Turucești, unde costurile pentru energie electrică sunt necompetitive față de zonele de luncă ale județului. De precizat este că suprafața pentru care se acordă ajutorul de stat aferentă fiecărei culturi nu poate depăși suprafața determinată în urma controlului administrativ al cererii unice de plată pentru anul 2015.